Dacă va accede în Parlament, Partidul Democrat din Moldova intenționează să implementeze un program de măsuri care să faciliteze revenirea în țara oamenilor care au plecat la muncă sau la studii peste hotare. Candidatul formațiunii pentru funcția de deputat, Alexandru Cauia, a menționat în cadrul unor dezbateri electorale că este vorba în primul rând de majorarea salariilor. Cât n-ar părea de straniu, noi nu putem și nici nu ne dorim să limităm dreptul și posibilitatea acestor tineri de a pleca peste hotare, de a-și face studiile, în speranța că ei vor reveni. Noi sperăm că în următoarea majoritate parlamentară din care vom face parte să facem tot posibilul ca ritmul de creștere a venitului pe cap de locuitor, ritmul de creștere a salariilor și pensiilor să mențină sau poate chiar să crească, ca concetățenii noștri, indiferent unde n-ar merge la studii, și asta nu putem să le interzicem, chiar mai mult trebuie să-i susținem, să aibă oportunitatea sau cel puțin să analizeze posibilitatea de a reveni acasă. Partidul Democrat din Moldova mai pledează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.